Lovitură puternică pentru turismul de la noi, una dintre cele mai cunoscute destinații din Moldova a fost făcută scrum în urma unui incendiu de vegetație. Totul a avut loc încă în seara de 28 martie în satul Duruitoare a Veche, raionul Râșcăni. Focul ar fi cuprins campingul aflat la poalele Cheilor Duruitoarei și pe malul lacului de acumulare Costești Stânca. La câteva zile după incendiu, administratorii bazei de odihnă au postat imagini cu consecințele acestuia. În fotografii și secvențe video de la fața locului se pot observa dealurile rămase fără vegetație, dar și căsuțele destinate pentru turiști făcute scrum. Autorii postării au ținut să mulțumească pompierilor care au intervenit rapid și nu au permis răspândirea mai rapidă a flăcărilor. Totodată au ținut să menționeze că știu sau cel puțin au bănuiel cine ar fi persoana care a provocat totul. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Rășcani Ina Banari a declarat că oamenii legii investigează circumstanțele cazului, în la moment nu există un suspect. Forțele de ordine fac tot posibilul pentru a identifica persoana care a provocat incendiul.